Salut și bine ați venit la al doilea episod din cariera cu Steaua București în Liga a doua. După primul episod am văzut ceva activitate la transferuri cu câteva loan moves. Una dintre jucătorii pe care am adus cum promut a fost Luca Antronache, un jucător care cum și-a făcut treaba în meciul trecut, am promis că voi juca patru meciuri pe care nu le voi filma și vă voi arăta rezultatele celor patru meciuri și după care vom trece la meciul de astăzi cu Ucluj. Din punct de vedere al transferului ne-am mai mișcat cât de cât din nou cu încă patru promoturi De data asta doi jucători de la FCSB, încă unul de la faru și unul de la Sepsi. Ștefan Ternovanu a venit ca să-l înlocuiască pe Raul Bălbărău. Raul Bălbărău nu îndeplinea condițiile necesare ca să joace la o echipă de Liga 2, era destul de slab. Și Ștefan Tânovanu a putut să vină la noi pentru că îi plătim nimic din salariu. Desigur, asta era condiția la absolut toți jucătorii pe care i-am adus în prumut. Luca Ciontea și el a venit tot de la FCSB, Uh, pentru a acoperi cât de cât golul lăsat de, de ambeța în uh, momentul respectiv nu aveam deloc alte opțiuni și uh, m-am gândit că un jucător under 18 ar fi, sau mă rog, un jucător care îndeplinește condiția de under 18 ar fi binevenit, chiar dacă nu este cel mai bun jucător din punct de vedere al atributelor, nici el nu este chiar jucător de Liga 2, dar alte opțiuni nu aveam tocmai din cauza restricțiilor bugetului. Gabriel Dănuleasa a exact aceeași chestie ca la Ciontea, a venit tot ca să suplinească locul ăsta de Dean și ca să suplinească și locul de Under 18. Și Eduard Rența, alt fundaș central, deci am adus practic trei fundaș central și un, un portar. Eduard Rența este venit tot ca să suplinească locul lui de a înveța, Îmi este foarte teamă acum de alte accidentări pentru că nu mi s-a întâmplat până acum să am 5 jucători de primul 11 care să se accenteze toți în aceea zi. În meciul împotriva celor de la Dacia Unirea Brăila am câștigat cu 1-0 după un meci în care am, am dominat destul de clar meciul după un gol al lui Bogdan Kipirliu. Aici avem și golul dintr-un corner, dintr-o centrare a lui Vali Bărbulescu și echipiriu să se marcheze. Deși am avut, am avut destul de multe ocazii, am reușit să doar un singur gol și acela a fost și din, dintr-o fază fixă. Deci nu din acțiune, n-a fost extraordinar. În următorul meci, împotriva celor de la Metaloglobus, câștigăm din nou cu 1-0, de data aceasta un gol marcat de Adi Popa. La momentul respectiv, după două meciuri jucate, acesta era al treilea meci, a treia etapă, noi ne aflam pe locul 2, iar Metalolobus era pe locul 1, Iam am dominat și pe ei, deși am fost în deplasare și am reușit să câștigăm. Deși, din nou, doar cu 1 la 0, începea să se vadă că scârție ceva. Golul a venit după o fază de atac destul de, de bine conturată. Zaharia îl vede aici pe Adipopa că este liber și marchează cu ușurință Adipopa. Însă aș fi vrut ca echipa să, să, mai, să mai, marcheze. Am avut în vedere că am avut 6 șuturi pe poartă. Ar fi trebuit să profităm de ocaziile pe care le-am avut. Imediat după meciul cu Metaloglobus, au venit o serie de, de accidentări de lungă durată pentru jucătorii noștri. Vali Blescu s-a accidentat uh, mai târziu, însă Florin Răzdan, uh, Dan Beța, Kipirliu și Adi Popa s-au accidentat cu toți și iată sunt destul de serioase aceste accidentări. Cel puțin Bogdan Kipirliu și Adi Popa este foarte, foarte puțin probabil să îi mai vedem în acest tur de campionat, probabil undeva prin martie o să revină la full fitness fiind niște niște accentări destul de urâte de Ambeța, după cum vedem și aici mai are încă cel puțin două săptămâni de sta pe bară iar Florin Răzdan încă o săptămână cum spuneam imediat după a venit meciuri cu Viitorul Târgu Jiu pe care l-am pierdut cu 1 la 0 după un gol dintr-o fază fixă, dacă mi am inteles bine. Am avut multe ocazii, după cum se vede XG-ul expected goals era la 1,12, iar la ei era 0,91. Deci, normal, acest meci ar fi trebuit să se termine cel puțin un egal. Acesta a fost și golul lor dintr-o fază fixă după un corner țegle, marchează cu ușurință și noi n-am reușit să revenim deloc, deși iată, aici pe, pe XG Match Story se vede clar că am fost echipa mai bună decât ei chiar și uh, atunci când au dat golul tot ar fi trebuit conform XG-ului să marcăm și noi n-am făcut-o, era și de înțeles având în vedere că totuși, iată, am jucat cu Huiban, cu Buhaescu, cu Stefan Drăghici, niște jucători Ciontea un jucător pe care l-am adus în de la FCSB tocmai ca să acopere acel, acel gol lăsat după accentarul lui Beța. A urmat apoi meciul cu Poliaș, un meci care a fost groaznic din punct de vedere al jocului și a modului în care am primit golurile, a fost dezamăgitor, cel puțin dezamăgitor având în vedere că totuși am avut 16 șuturi spre poartă, 8 șuturi pe poartă mai mult, 8, mai, deci dublu șuturilor pe poartă față de ei, ei cu 4 șuturi pe poartă au reușit să marcheze 3 goluri noi am reușit să marcăm un singur gol cu 8 șuturi pe poartă, primul lor gol a venit după un corner nu știu ce să zic a fost destul de slabă apărarea noastră apoi Luca Andronache ne-a a dus la 1 la 1, însă imediat, imediat după cei de la Iași au marcat din, nou, din nou prin camera, au făcut 2 la 1 și uh, meciul era deja cam terminat pentru noi, nu părea că avem puterea de a mai da un gol, în schimb ei au avut, au mai dat încă un gol, 3 la 1 prin golul lui Cristea și uh, meciul se termină 3 la 1, un, 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 un rezultat posturător pentru noi, având în vedere că totuși n-am jucat chiar atât de rău pe cât uh, indică scorul uh, din nou însă fără uh, patru cred că fără patru dintre uh, jucătorii care mă ar fi în primul 11 Popa, uh, Beța și uh, Kipirliu uh, toți uh, accentați plus Răzdan care Răzdan era o o opțiune foarte bună în partea dreaptă de înlocurile lui Adi Popa în caz că acesta nu a jucat bine sau că nu era disponibil. Așa că revenim cu meciul dintre Steaua București și Ucluj. Ucluj în acest moment este pe locul 11 la două puncte diferență de noi dacă nu reușim să câștigăm, să câștigăm acest meci, deja cred că o să fie o problemă și cu moralul jucătorilor, pentru că după două meciuri pierdute, mai ales de maniera în care le-am pierdut pe acestea două, când totuși am avut ocazii, nu putem să spunem că am fost băgați cu un cu poartă de echipă adversă. Încă o înfrângere ar durea destul de tare. Acesta va fi și primul 11 cu Ștefan Târnovanu, Călințaru, Wallace, Ciontea, Ilie, Drăghici, Stefan Drăghici, Mihăescu, Liviu Hui Huiban, Andronache și Buhăescu. Mă gândesc totuși să-l să, -l, să -l pe, pe Zaharia, parcă a jucat mai bine decât, decât Huiban. Um. Luca Ciontea intră din nou în primul 11, deși nu este cel mai bun jucător al nostru. Asta pentru că avem nevoie de jucătorul... O, stați, îl avem pe Andronache, nu? Da, deci putem să-l scoatem pe Ciontea și să intre Renza în locul lui, care e ceva mai, mai bun, deși nici el nu e extraordinar, dar ce să facem? Oh, deja o primă ocazie, minut 2, ce de la Ucluj, Turcan, înapoi la Guts în turcan, gât, turcan, șut și gol. Nu pot să cred că deja avem un dezavantaj. Pornim meciul ăsta practic de la 0 la 1. Uf, și nici măcar n-a fost o fază atât de, de, grea, pur și simplu au pasat în trei și ăsta a prins un șut la care turnovanul nu avea ce să facă. O șansă pentru Steaua, tot dintr-o fază fixă, Bojenaru, concentrare, respinsă, merge la Zaharia, înapoi la Adrian Ilie, acum Renza, pentru Adi Ilie, hai concentrare Adi, pentru Drăghici, peste poartă. Un Cloj din nou un atac, tot acest bă băiat gât, Sergio, nu știu cine e Sergio, ăsta turcan, pentru Gâț, sau Călințaru, oh, Mihăiescu nu reușește să se respingă și Vânău sau Vinău, Vânău vine cu un șut peste poarta lui Târnovanu. Călințaru, Wallace, hai băieți, hai băieți, trebuie să dăm un gol. Ce pasă a lui Băginaru pentru Stefan Drăghici, centrarea este blocată, a, oh, din nou mingea este respinsă, ajunge la Călințaru, Mihăiescu, oho ce pasă, Buheescu gol! 1 la 1, în sfârșit reușim să fructificăm ocazia pe care ne-o creăm și aducem scorul la 1 la 1, cit la Ucluj, în afară de acel șut din afara careului n-au avut altă șansă importantă și aducem, readucem egalitatea. Din nou, Sergio pentru Ucluj, tot gât. E o problemă aici, pe partea asta stânga lui Adrian Ilie iar Turcan sau Turcan, Turcan Turcan, iar Turcan, iar șut, direct în bară, scăpăm de data asta. După prima repriză, scorul este de 1 la 1, destul de, 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 greu pentru noi, iată ce, ce posesie slabă, am avut 34%, este clar că trebuie să schimbăm ceva în a doua repriză, pentru că altfel cei de la Ocluj o să ne administreze a treia înfrângere la rând începem a doua repriză cu un Cluj din nou Un atac sper că data asta nu o să mai marcheze un minutul 2 o, oh, târnovanul ne scoate dintr-o situație foarte, foarte nasoală din nou Cluj pare că că știe cum să cum să construiască fazele împotriva noastră și noi nu putem să facem nimic în privința asta atât târnovanul încă o dată plus la încercare de data asta cu un șut în bară. Trebuie să facem și niște schimbări. Sergiu Bacter intră în locul lui Wallace care a jucat foarte slab și Nicolas Popescu intră în locul lui Liviu Băjinaru care la fel a jucat îngrozitor în această primă repriză. De fapt în această a doua repriză. După 94 de minute meciul se termină 1 la 1, un rezultat care nu cred că ne face de deloc Cei de la Ucluj au jucat mai bine decât noi Eu Am Cred că am fost destul de și să scoatem un uh, egal Jocul de posesie a, juc, a fost foarte slab De obicei suntem mult mai buni la acest capitol Tactica e creată în așa fel încât să ținem de minge N-am reușit deloc să facem chestia asta în meciul cu Ucluj Și ne alegem doar cu un singur punct Însă e important că reușim să oprim acea serie de înfrângeri după înfrângerea cu, cu Cluj, ne întoarcem acasă și jucăm cu Unirea Slobozia în Cupa României. Cam asta va fi și echipa. Din acest meci, o singură schimbare față de meciul cu Cluj, l-am băgat pe Huiban în locul lui Zaharia. Avem, iată, o șansă în primele 8 minute. Oare, oare va reuși noi să deschidem scorul de data asta? Drăghici, cu centrare pentru Andronache, dar este respinsă revine la Adrian Ilie, acum Băjenaru, Huiban, Buhăescu pentru Drăghici și este 1 la 0 pentru Steaua. Deschide scorul Stefan Drăghici din pasul lui Buhăescu. Foarte tare. E bine. Măcar cu ăștia de acolo cu 15 reușim și noi să să deschidem scorul, să jucăm ceva mai bine. Poate că o să ne ajute și pe viitor pentru a ne reveni la forma de la începutul campionatului din primele trei meciuri când n-aveam accidentări pe banderolantă. La pauză scorul este 1 la 0, am dominat meciul foarte clar, dar iată, cât de multe șanse mari de gol am avut, însă n-am reușit să să marcăm decât un singur gol. Doar 5 minute au trecut din a doua repriză și a, am crezut că să avem <laughs> o ocazie, dar Imediat de la, la Slobozia au reușit să recupereze mingea, Wallace respinge până la Toma. Întoarce acum la Greu, cred că e Răzvan Greu e băiatul ăla. Așa îl îl mai țin minte din alte cariere pe care le-am avut. Uuu, prin Liga a din România, un șut la distanță care totuși nu i-a pus probleme lui Turnovanul. Cred că este nevoie să mai facem niște schimbări, dar uh, nu prea văd cine ar putea să intre în locul lui Stefan Drăghici. Poate Pacionel. Avar, nu prea mai avem opțiuni foarte multe și în locul lui Liviu Băginarul trebuie să intre cineva, Nicolas Popescu. Bojinaru a jucat prosta. Până la Wallace, nu reușește să respingă și acum Andronache, hai de frate. Dute, te Remus Mihai, abia a intrat. Dute te Andronache. Andronache în fața lui 2-0, șut peste poartă. Suciu, Matei, mi la fază de genul ăsta pentru că pare că se apropie de poartă și e doar 1 la 0, 1 minut 80, n-aș vrea să mergem la prelungire sau ceva, Ivan cu un șut, sunt respins de Târnovanu până la urmă, Ibrian, centrare, respinsă de Wallace și acum Remus Mihai, hai Remus, Pacionel. N-a făcut mai nimic decât de a intrat pe el. Mihaescu, acum din nou Remus Mihai, pasă pentru Andronache, băieți de la farul! Reușesc să paseze între ei și Andronache marchează 2 la 0, cred că a, ăsta a fost meciul, gata, s-a cam terminat, facem și niște schimbări repede. Degajare și Stoica scapă, Stoica, turnovan, nu trebuie să intervină, nu reușește și peste 2 la 1 dar mai sunt doar 30 de secunde până când se va termina această repriză, această a doua repriză, așa că sper că putem să, să ținem de scor. Și reușim, este 2 la 1 rezultatul final, bun, meci ok, am jucat mult mai bine decât în meciurile anterioare și reușim să câștigăm um, aproape fără emoții. Dacă n-ar fi fost uh, meciul la, uh, pardon, dacă n-ar fi fost golul ăla de la final, uh, ar fi fost totul mult mai safe și <laughs> mult mai După aceste meciuri, suntem pe 11 în uh, campionat, doar 10 puncte din 6 meciuri, asta înseamnă că am făcut uh, 10 din uh, 18, ceea ce nu prea, nu prea ok mai ales dacă vrem să, să, fim în top 6 cum este și una dintre cerințele conducerii. Următorul meci, probabil că o să, o să, revin aici la meciul cu petrolul, pentru că este un meci mai interesant. Și între timp o să joc meciurile și cu FC Brașov, cu acest meci din Cupa României și meciul cu FC Buzău. Dar o să revin la cel, din, la cel cu Timișoara, următorul. Și vom merge până la meciul cu, cu petrolul sau în funcție de rezultatele pe care le mai facem, poate mergem la Concordia. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați, data trecută am uitat eu să spun asta, dar nu uitați un coment, un like, un subscribe ajută enorm, dacă vă place ceea ce vedeți aici și vreți să mai, mai vedeți, așa mă puteți, așa puteți să îmi spuneți să, să mai fac episoade. Deci, ne vedem data viitoare!